Dragi, vă salut și bine v-am regăsit la un nou vlog. Vreau să vă spun că luni avem ultima gală, voi face vlog și luni cu favoriții din ultima gală, iar apoi intrăm pe ultima sută de metri cu finala emisiunii Casa Iubirii. Vlogul de astăzi o să dureze mai mult pentru că o să vă spun ceea ce s-a întâmplat în Casa Iubirii, răsturnări multe de situații, relații reluate de fațadă sau nu pe ultima sută de metri, despărțiri care sunt tot la fel făcute pe ultima sută de metri, așa că am foarte, foarte multe să vă spun și plus că vreau să vă spun pe cine susțin eu în marea finală, pentru că, după cum bine știți, de când era puterea dragostei, se numea puterea dragostei, se firma în Turcia, am susținut-o pe Bianca Comănici și de atunci de la Bianca Comunici, cei care sunteți pe YouTube-ul meu de mult, doamnele în special știu despre ce vorbesc, de când am susținut-o pe Bianca Comănici și până în ziua de astăzi Casa Iubirii sezonul 2, cam acei concurenți au și câștigat sezonul Casa Iubirii. De data aceasta vreau să vă spun că susțin o fată și vă rog și pe dumneavoastră să votați dacă țineți cont și de părerea mea, Eu o să vin și cu argumente, așa că haideți să-i dăm drumul la vlog și să rămâneți până la final. Și acum, dragii mei, o despărțire pe care dumneavoastră o să o vedeți la televizor chiar în seara de Revelion. Vă spun și motivul pentru care s-au despărțit, da, după cum bine ați anticipat și ați văzut și în imagini. Antoni deja nu mai este cu Vlada. Motivul despărțirii lor este că Vlada a dansat cu toți concurenții de acolo din emisiune, iar el s-a supărat în ghilimele sau știu ei mai bine de ce. Ceea ce este clar este că Antoni în momentul de față vrea să facă pe final o relație cu Larisa. Ceea ce o să mai vedeți dumneavoastră, o să mai vedeți că Robert s-a certat cu Katinka. Robert deja spune că nu o mai vrea, nici Katinka nu o mai vrea pe el. Deci acest trio oarecum s-a cam dus. Vreau să vă spun că Robert se cam bagă în seamă acum pe final pe conexiuni cu Mihaela și încearcă să o atragă foarte, foarte mult sau oarecum sperând că Mihaela se va împăca cu el, iar acum pe final să mai câștige câteva voturi, deși Mihaela nu îi permite, vorbește cu el în continuare normal, doar că doar atât, iar regat de cuplul Cristina și Radu, dragii mei prieteni. Țineți minte tot în vloguri că eu vă spuneam că ei până la urmă se vor împăca și așa mai departe. O să vedeți undeva după Revelion, nu știu exact ziua când se va transmite pentru că emisiunea, după cum bine știți, este filmată cu mult, mult în avans. O să vedeți că undeva după Revelion cei doi au căzut de un cuc de comun acord, se vor împăca și au spus că nu vor mai promite nimic în emisiune, doar că când vor ieși din emisiune vor încerca să facă un cuplu și să facă relații. Exact ceea ce v-am spus eu pe toată perioada vlogului și pe toată perioada sezonului, că cei doi își joacă o carte acolo în emisiune, iar 100% ei, nu înainte de a ieși din emisiune sau după, ei vor forma un cuplu cu adevărat și iată că încă o dată s-a adeverit absolut tot ceea ce v-am spus și în continuare vă spun nu mai fiți naivi pentru că acolo concurenții își joacă cartea lor fiecare. Acum încă o știre, pot spune tot din casa iubirii, vreau să vă spun că cuplul Bianca și Ionuț este ca și game over, adică Bianca mereu îi reproșează lui Ionuț că de ce nu vorbește cu el pe conexiune și așa mai departe. Totul s-a întâmplat de când a spus că nu vrea să se mute la apartament, iar de atunci Bianca îi caută doar motive, motive, motive de ceartă lui Ionuț. Deci, cuplu Bianca și Ionuț, pe final, vă spun și acolo că este în proporție de 95% încheiat. Și acum, ultimul subiect, dragi prieteni, dar nu și cel din urmă, și persoana pe care eu o voi susține pentru că de-a lungul emisiunii a fost cea mai echilibrată fată de acolo din Casa Iubirii, cea mai cu bun simț, cred că a suferit foarte foarte mult, nu a cedat, a rămas acolo până la final și pentru asta cred că merită să câștige la fete emisiunea Casa Iubirii sezonul 2. Vreau să vă dau câteva informații legate și de Mihaela și de Cosmin, Cosmin tot a insistat să o cunoască, că vrea să se cunoască cu ea, vrea să formeze un cuplu și așa mai departe, doar că ea a spus că nu este pregătită să facă un cuplu cu Cosmin, din mai multe motive, nu că, virgulă, Cosmin nu ar arăta bine fizic, chiar și ea a spus că arată foarte bine fizic Cosmin, doar că nu este pregătită să facă un cuplu și plus de alta nu își dorește să se răzbune sau să facă ceea ce a făcut fostul ei partener Robert în emisiune. Imediat după ce s-a despărțit de ea, a intrat în cunoaștere cu Catinca și vedeți foarte bine unde duce răzbunarea. De asta vă spun că ea, din punctul meu de vedere, a fost cea mai echilibrată concurentă la fete, cea mai educată și cea mai civilizată și din acest moment eu promit că o voi vota pe Mihaela până la final, chiar merită să câștige emisiunea Casa Iubirii sezonul 2 și a fost singura cam care nu a făcut circ, mahala și așa mai departe acolo în emisiune. Prieteni dragi, în mare, cam acesta a fost vlogul, nu înainte de a încheia vlogul, ca de obicei vreau să intrați și pe Instagramul meu, Instagramul se numește Culise TV, vă aștept și aici ne apropiem foarte repede de 7000 de urmăritori, deși nu prea am postat în ultimul timp pe Instagram, totuși urmăritorii au venit și pentru asta vă mulțumesc, aici puteți găsi absolut tot ceea ce găsiți pe YouTube, doar că pe Instagram postez mai repede, știți foarte bine, vlogul se face mai greu, iar a face o postare, se face foarte repede și de asta vă aștept și pe Instagram pentru a afla anumite informații pe care le postez pe YouTube în avans pe Instagram. Doamnelor, încă o dată vă spun, domnilor, dacă dumneavoastră susțineți Mihaela sau mă susțineți pe mine, vă rog frumos să gândiți cu creierul, susțineți și Mihaela pentru că v-am dat argumente și motive pentru care eu cred că la fete Mihaela ar merita să câștige sezonul 2 al emisiunii Casa Iubirii și vreau să-mi lăsați pentru mine în comentarii persoana pe care dumneavoastră o veți vota în marea finală. Mă repet, marea finală va avea loc pe data de 14 ianuarie 2023. Doamnelor, domnilor, numele meu este Alin, eu vă doresc un weekend binecuvântat și ce mai important decât multă, multă sănătate și numai bine. La revedere!